Bun găsit, doamnelor și domnilor! O să încep această emisiune cu o întrebare. Și cum mai este la dumneavoastră în suflet? Și poate că preconizați. Da, subiectul nostru de discuție astăzi este sufletul. Sufletul omului, alături de doamna doctor Florinela Bălan. Doamne doctor, astăzi vom vorbi despre suflet. Va fi așa mai sensibil. Să știți că vă dezamăgesc și pe dumneavoastră și sper că nu și pe telespectatori. Vom vorbi strict medical, energetic, despre suflet. Ce este sufletul atunci din punct de vedere medical? Holistic, pentru că holistic vorbim, reprezintă resursa principală de vindecare în corp. Sufletul știți că este cauza foarte multor boli, a peste 85% din cazuri, se spune că din bolile pe care le avem, sunt de natură sufletească, adică probleme sufletești. Dar, pe de altă parte, este și vindecătorul acestora, pentru că dacă boala a fost conștientizată, dacă ea a fost înțeleasă, atunci boala dispare miraculos la comandă sufletească. Deci, sufletul ne învață prin boli ceva lecții de viață. Da, noi venim să învățăm ceva, într-adevăr, aici pe pământ, în funcție de tema pe care și-a luat-o sufletul la întrupare. Pentru că noi avem niște teme, venim aici ca la școală. Și pe pământ, pentru că pe pământ e o școală, cum spuneam, dar e una mai grea, așa, gen Bastilia, știți, cu vibrații joase câteodată, dar totuși este o școală spirituală. Dar sufletul este cel care conduce totul, deși el nu se vede, nu se percepe, nu e palpabil. Cum ne raportăm la el? Da, într-adevăr, fiecare suflet este unic și are ceva măsurabil, nu știu dacă știți. Noi ne identificăm prin ceva foarte special și anume frecvența noastră, frecvența noastră a sufletului nostru. Această frecvență este un fel de amprentă, așa să zicem, de identificare, cum sunt amprentele degetelor în fizic. Pentru că în fizic așa, deci noi cum ne identificăm în fizic? Prin buletinul de identitate care ne arată fața și prin amprentele noastre, știți? Dar trebuie să știți că nu aceasta este, pentru că amprentele la un moment dat, să zicem că ai niște arsuri la nivelul degetelor și nu le mai ai, fața poate fi modificată. Știți că sunt operații de modificare a identității, a feței, dar ce nu putem noi transforma sau ce nu putem modifica este frecvența și este sufletul nostru. Sufletul este același. Deci avem frecvențe diferite. Da, pentru că suntem la nivele diferite de evoluție spirituală. Aceste nivele diferite de evoluție spirituală ne dau, să zicem, măsura frecvențelor noastre. Ce reflectă gradul de evoluție spirituală? Nivelul conștiinței fiecăruia. Ce este conștiința omului? Da, conștiința omului este un fel de minte, este mintea sufletului, este o minte divină. Conștiința este atașată de suflet de la întrupare, deci vine de sus, este un fel de cadou divin și reprezintă mintea dată nouă de Dumnezeu cadou, inteligența divină. Ce este goal? Este cealaltă minte, este mintea pe care o dezvoltăm ulterior, pe care o dezvoltăm pe măsură ce evoluăm pe Terra. Ce are în plus mintea divină? Într-adevăr, ați intuit foarte bine, mintea divină are ceva în plus. Are generozitate, are compasiune și iubire. Conștiința este deci o minte mai bună. Ego-ul uneori este nemilos, urăște și e răzbunător, dar nu întotdeauna. Da, depinde de cine alegem noi să ne conducă. Ne poate conduce ego-ul sau poate să ne conducă conștiința, pentru că noi, aici pe Terra, avem liberul arbitru. Deci, noi putem alege să fim divini sau pământeni și fiecare experiență pe Terra. Pe Terra ne învață să ne creștem conștiința. Deci fiecare experiență noastră ne învață de fapt, deși noi nu înțelegem, deși noi nu prea pricepem, de fapt ne arată cum să ne creștem această conștiință. Pentru că din fiecare experiență noi învățăm ce nu trebuie să facem. Și acele lucruri care nu trebuie să le facem ne scad nouă de fapt vibrația. Care este atributul conștiinței? Conștiința reflectă frecvența ta de dezvoltare spirituală, calitatea ta ca om, identitatea ta, deci identitatea, cum spuneam, nu e dată de fizic, ci este dată de suflet, de frecvența sufletului, și restul, cum spuneam, corpul tău, ambalajul sufletului, pentru că asta este corpul, ambalajul nostru, până și creierul, o să vedeți, nu sunt decât niște accesorii. And a hemispherectomy is a surgical procedure in which half of a person's brain is removed.
It's usually only ever done on very, very young patients because their brains are still plastic enough that the remaining half will take on the functions of the half that was removed. And it's usually done because a young child or a baby is having seizures, and removing the part where the seizures occur is the only solution. But here's my question. If you can live with half a brain, what if I were to take two empty skulls and take one half of your brain and plop it into one body, and the other half and put it in another body? Which person would be you? I mean, you are you. You are conscious. You are aware of what is happening to you from the perspective of yourself. Like, think of it this way. If you just stare at something and kind of feel what it feels like to be you, it feels a little bit like you're a thing inside a body looking out through the eyeballs, and nobody else on earth will ever see the world from that position. This awareness of your own experiences, the awareness that you are having them, the awareness that you are having your own thoughts, makes up what we call consciousness. But if I were to take your brain and split it into two and put it into two different people, would both of them be new people who were conscious? Well, one of the best places to start when defining consciousness and understanding it is to begin with things that we agree are not conscious. For instance, Cleverbot. Cleverbot.com is an amazing website where a computer program will respond to your questions really cleverly, but only because it is programmed to do so. We wouldn't consider it conscious because it doesn't have a sense of itself. It doesn't feel anything. It doesn't have its own inner life. It's just a program that responds automatically to my inputs. Now, I know that I am not like Cleverbot. I know that I feel things and that I have a sense of myself. I have intentions. But how do I know that you do? For that matter, how do I know that everybody else that I meet is like me? How do I know that they're not just little smart versions of Cleverbot who know exactly what to automatically say? Now, what I'm asking is incredibly philosophical, but it is a very famous and important question. I'm basically asking if it's possible for something to exist as a philosophical zombie. That's right, a thing that reacts and responds and acts just like a normal human, but yet doesn't actually feel anything. It doesn't know that it's having its own thoughts. It just automatically responds like a robot in the appropriate way. Now, what's amazing and heavy about this question is that science doesn't have an answer, and it's not even clear that science will ever have an answer, let alone an approach to finding that answer. About all we have is the psychology of disorders of consciousness. Let's begin with anosognosia. A common example of anosognosia in psychology classes is a patient who has, say, lost the ability to move their left hand. When asked to raise their right hand, they'll say, yeah, no problem, here you go. But then when asked to raise their left hand, they'll say, okay, yeah, sure, no problem. But not move it. And when asked why they didn't move their left hand, instead of reporting that they can't, they'll confabulate some excuse, for instance, oh, I didn't feel like it. Anton Babinski syndrome is even more dramatic. Patients with this syndrome are cortically blind. They cannot see anything, but they deny being blind. If you ask them a question, for instance, how many fingers am I holding up? They will make a guess, but if they're wrong, they'll explain their inaccuracy with an excuse. For instance, oh, well, I don't have my glasses. People who exhibit anosognosia tend to be the victims of stroke, and there's some disconnect between what they're really experiencing and their conscious awareness of it. They don't know that they can't see because the part of their brain that monitors visual input isn't telling the brain anything. It's not even telling the brain that there is no visual input, which means that the parts of their brain responsible for answering questions or creating speech has to completely create a confabulated response. Despite the fact that we've been able to study patients with anosognosia, we still have no idea how to solve our original problem. In fact, all we've managed to come up with are more impossible questions about identity. Questions that are so befuddling, the best you can do with them is to answer them yourself according to what you believe. Here's another one. It's called the Swamp Man.
Imagine that I'm walking around in a swamp, and then all of a sudden, I get struck by a bolt of lightning, and my entire body is burned to a crisp, dissolved into smithereens. But at the very same moment, a second bolt of lightning strikes nearby, and it causes a bunch of atoms and molecules to all arrange themselves into the exact same configuration that my body used to have, making a second Michael? Is that me? Would that be me? And here's an even better one. Imagine that a surgeon came in and he started removing cells from me and from you, replacing them exactly one at a time, replacing my cells into your body and your cells into my body. At what point would I officially have become you? Din punct de vedere medical, holistic, cum investigăm sufletul? Bună întrebare! Nu știu dacă o primesc medicii de obicei. Ca medic holistic, în schimb, o să vă răspund, pentru că noi ne ocupăm și cu partea sufletească. Vă spun că sufletul poate să fie sănătos sau bolnav. Dacă este sănătos, bănuiesc că suntem fericiți. Iar dacă este bolnav, triști, depresivi. Foarte bine, chiar așa este. Dar medical, dacă suntem triști, trebuie să ne uităm să vedem ce investigăm. Pentru că știți, noi de obicei tristețea știți că nu prea e investigată. Da, nu este investigată. Și atunci trebuie să vedem ce organ se îmbolnăvește dacă sufletul suferă. Bănuiesc că inima. Da, dar nu numai. O să vedem că prima dată se îmbolnăvește colonul, dar și plămânul. Și aș vrea să arăt aici, dacă ne poți ajuta, Ionuț. Ionuț este cameramanul nostru cu care am filmat toate aceste emisiuni. Să știți că noi filmăm cu același cameraman de câți ani, Ionuț? De vreo 5 ani. 5 ani de zi. Da, și el ne ajută foarte mult. Și o să te rog să faci aici o mărire în zona aceasta. Este o schemă de medicină chinezească și eu și doamna doctor Miulescu lucrăm după ea. Și aici o să vedeți că în zona aceasta tristețea, da, se vede undeva aici tristețea, are legătură cu plămânul și cu colonul. E foarte interesant. La început se îmbolnăvește colonul și apoi se îmbolnăvește plămânul și o să vedeți că după aceea apare depresia. Deci, dacă sufletul este trist, se îmbolnăvește plămânul? La început nu direct. La început se îmbolnăvește, cum spuneam, colonul, adică intestinul gros. Uneori chiar tot tubul digestiv. Care este cauza? Cauza este durerea sufletească. Trebuie să știți că colonul, cum spuneam, este forma yang, iar plămânul este forma yin. Știți că la noi totul este yin yang, inclusiv organele. E foarte interesant, de exemplu, la inimă. Inima este yin și, atenție, intestinul subțire este yangul inimii. E foarte interesant. Nu se știe acest lucru. Sunt niște conexiuni în medicina chinezească și în medicina energetică pe care le învățăm în facultatea obișnuită. Deci, cu alte cuvinte, colonul se îmbolnăvește primul, cum spuneam, ca să protejeze, de fapt, ca un scut energetic, plămânul. Și apoi? Apoi, dacă tristețea durează mult, adică peste 3 săptămâni, se instalează depresia în zona capului. Ca să ne arate, de fapt, că nu ne controlăm propriile emoții negative. Nu știu dacă știți că tristețea este un păcat. Deci, ar trebui să ne controlăm tristețea. Da, orice gând, de fapt, și emoție negativă trebuie controlată, armonizată, nu numai tristețea, dar tristețea în mod special. Numai că unii nu pot, nu au suficient antrenament, o să vedem. Cine? De unde vine puterea de a ieși din depresie? Să știți că vine de la suflet, prin conștiință. Dumneavoastră, ca medic de medicină holistică, cum acționați? Cum tratați problemele sufletești? Bolile sufletești? Durerea sufletească? Trebuie să știți că în clinica medicală Aura Vita noi vindecăm durerea sufletească după metodele medicinii energetice chinezești. Avem programe pentru plămâni și pentru aparatul digestiv, deci pe frecvențe. Așadar, este o premieră să vindeci durerea sufletească. Ne puteți explica mai multe? Sigur că da, este o premieră și de aceea vin foarte mulți pacienți la noi, pentru că noi suntem poate singurii sau nu știu, dar poate sunt și alte centre medicale, printre puținii care rezolvăm durerea sufletească, care o vindecăm. Aici o să vedem, nu știu dacă se vede bine, Ionuț, da? Avem aici 3 centri energetici observați, numite dantiene, da? Aceștia, 1, 2 și 3. Ele sunt ca niște baterii care se încarcă succesiv.
Începând cu abdomenul inferior, dantienul inferior, am vorbit, am avut emisiuni despre acest lucru, apoi zona toracelui, plămân și inimă, dantienul mijlociu și ultima zona a creierului, a capului, dantienul superior. Aceste generatoare de energie susțin energia corpului chi? Da, chi, se-mi spune exact. Chi sau chi, de fapt. Da, ele o produc și noi o risipim, din păcate, făcând greșeli. Greșeli emoțional, mental, fizic sau spiritual. Acum vă propun, dumneavoastră și telespectatorilor, să vedem cum putem încărca energetic plămânul. How to easily gather chi energy with the breath. Asian cultures have been cultivating qi energy for thousands of years and have developed numerous practices for doing so. In this video, I will describe a simple breathing technique to gather qi by gently breathing energy into what is sometimes referred to as the power button. The power button is located near the area of the navel and is believed by the majority of energy disciplines to be our most vital energy center, serving as a storage battery for life force. Think of it like the main power station for the human energy network. And when that network is fully charged, we can become capable of way more than we have been led to believe. This breathing technique can be done by anyone at any time, ranging from an ill person, sick, lying in bed, who is wanting to be well, all the way up to a powerful warrior who wants to balance their energy or prepare for a challenging endeavor. So let's get started. First, get comfortable and very relaxed, and close your eyes. Start breathing in through the nose very gently. So gently, in fact, that if there were a feather resting on your nose, the feather would not be disturbed. Softly and slowly, breathe in the energy of life, bringing it exclusively down to the area of the belly. The belly should expand and contract while doing these breathing exercises, as the chest remains perfectly still. The chest should remain so still, in fact, that if you had a full bowl of water resting on your chest, the water would be undisturbed and not one drop would spill while you breathe. Only the belly moves. Once your first breath has been taken in and your belly is full of life-giving qi energy, next, breathe out any negative energy softly through the mouth. So soft, in fact, that once again, if there were a feather on your mouth, the feather would remain undisturbed. So in through the nose with the good chi, down to the belly, and out with anything negative through the mouth, gently. This slow, soft breathing can take some getting used to. Some teachers recommend actually using a feather on your mouth and a bowl of water on your chest for practice. It's as simple as that. So try this technique and see how you feel. Gathering qi to your main center will support and revitalize all other qi activity in the body and is most essential. Go ahead and gather some qi the next time you get the chance to breathe.
Deci, când suntem triști, deprimați, suntem descărcați energetic. Exact. Dar ar trebui să admitem că nu respirăm cum trebuie. Practicăm o respirație superficială. Acest lucru se știe. Ar trebui să învățăm să respirăm profund. Da, și se numește acest lucru respirație conștientă. Conscious breathing. And what is yogic breathing, pranayama? Pranayama is loosely translated as prana or breath control. Breathing affects our state of mind. It can make us excited or calm, tense or relaxed. It can make our thinking confused or clear. In the ancient yogic tradition, air is the primary source of life force. A psycho-physio-spiritual force that permeates the universe. Yogic breathing is used in yoga as a separate practice to help clear and cleanse the body and mind. It oxygenates the lungs by getting rid of an enormous quantity of carbon dioxide and other toxic gases. It's also used in preparation for asana, the practice of yogic postures and meditation, to help maximize the benefits of the practice and focus the mind. Conscious breathing, breathing techniques. Step 1. Concentrating on your breath. Close your eyes and be conscious of your breathing. Breathe slowly and rhythmically. There is no need to rush. Breathe in and breathe out a full, long, calm, and slow breath. When you breathe in, feel that you are breathing in the vital energy from this infinite universe. And when you breathe out, feel that all the stress and negative energy is going out of your body. Now you will notice your mind is becoming calmer and you are starting to relax. If you are not feeling calmer, do not worry. As you practice further, you will feel the tranquility. Step 2. Detaching from your thoughts. Now breathe again, same as before, but in your mind, count numbers when you inhale and when you exhale. You will notice your breathing out count is about 1.5 times to 2 times to the breathing in count. There is no need to increase this count. Breathe in gentle and slow breaths. It needs to be as smooth as a sleeping baby or like a free-flowing river. There is no reason to think or do anything. In every slow breath, as you count the numbers, your mind is checking your breath and counting the numbers, and it will not have a chance to think about different things. There may be some thoughts. Just be conscious that there is a thought and do not attach yourself to it. Step 3. Connecting to your true self. Now, try to concentrate above the center of your eyebrows, the third eye, and slowly breathe in and out at least 3 times. During this time, whatever thoughts arise, see them as just the thoughts. Do not get attached to them. You will notice that when you start a thought in your mind, there is someone in you who is listening to these thoughts. This silent listener was always present. Be conscious of his presence and try not to connect the silent self to the thought process. After some practice, you will notice the thoughts are not getting importance. Your mind will become calm and you will feel your connection to your own self. When you breathe in, feel the vital energy is reaching the lungs and slowly going into your blood vessels, the heart, the brain, and whole body. Feel the white light in your mind. And when you breathe out, let all the stress and negative energy, worries, and laziness go out from your body, and you are feeling light and lighter. Cât de importanți sunt plămânii? Foarte importanți. Ei se numesc respirația vieții. Să nu uităm că sunt așezați de o parte și de alta inimii, în zona toracelui, care este zona afectivității, este zona căldurii sufletești. În față, în fața toracelui, sunt sânii din care sunt hrăniți pruncii. Deci aici e locul iubirii.
dar și al vieții. Plămânii reprezintă viața și inima reprezintă iubirea, sunt la un loc. Reprezintă respirația pe pământ precum copacii și pomii când respiră, pentru că pomii, apropo, sunt plămânii planetei, știți că se numesc așa. De aici și simbolul pomul vieții pe care îl avem. Uităm că așa și murim prin stop cardiorespirator. De aici se oprește, de la plămâni și de la inimă în special. Nu mai respirăm și nu ne mai bate inima. Și atenție, așa ne și naștem. Cu prima respirație, de fapt, și primul strigăt plâns al nou-născutului, începe viața. Plămânii sunt ca niște aripi de înger frânte aici pe pământ. Da, dar depinde de noi dacă reîncepem să zburăm. Pentru că niște plămâni încărcați energetic, de exemplu, zilnic, prin meditații, de exemplu, cu respirații profunde, cum am văzut, trebuie să știți că alungă tristețea și fac posibil zborul. Apoi, cum facem? Apoi o să urmărim energetic tubul digestiv, colonul, să-l încărcăm. Pentru că trebuie să trecem de la încărcarea plămânilor către încărcarea tubului digestiv. Noi spuneam că primul afectat, într-adevăr, este colonul și apoi plămânul, dar când facem încărcare, trebuie să facem în așa fel încât cele două, yin și yang, să echilibrăm yin cu yang. Adică nu putem trata decât plămânul sau nu putem trata decât colonul. Trebuie să facem curat, să zicem, să dăm la o parte această otravă energetică, pentru că trebuie să știți că durerea sufletească este numită o travă energetică. Cum apare pentru pacienții noștri? Ca disperare, apare ca deznădejde, chiar se numește noaptea neagră a sufletului. Deci, toți care au o patologie digestivă a colonului, intestinului gros, au, de fapt, o durere sufletească. Da, și chiar și abdomenul destins. Știți că majoritatea au, de fapt foarte multă lume, au burți și oamenii, știți, au abdomenul destins. Este un semn, este un simptom, de fapt, că acolo este o energie negativă, în dantienul inferior. When drawing a horizontal circle with both hands, imagine an energy ball moving inside the body, along with the movement of the hands. The ball travels from the Mingmen point, through the lateral side of the body to the navel and reaching the other side of the body before returning to the Mingmen point. The ball circulates through the entire abdomen horizontally. The imaginary pathway for this routine happens to match the Dai channel that surrounds the waist like a belt. The
very most important thing that we need to learn before we begin our Qigong practice is how to return Qi and breath to the lower Dantian. And the lower Dantian is below the navel. It's difficult for me to just verbally describe to you how to do this, so I'm going to show you how to breathe by teaching my son Brer, who's volunteered, how to get his breath to come down into the lower Dantian. The very first thing we want to do is inhale through the nose. So inhale through the nose, Brer, and exhale through the mouth. So the lips should just be gently pursed, and a fine stream of air is going to come through the lips on the exhale. In through the nose and out through the mouth. Good. Now we want the tongue to be placed on the roof of the mouth just behind the front teeth. On your inhale, the tongue stays up on the roof, and on the exhale, it's okay if the tongue just relaxes a little bit. So that's the inhale and the exhale. Next thing to understand is that as you inhale, you want the breath to come as far down. So here's the navel. You want it to be below the navel. And when you're working with yourself, you place your hand right below the navel. And when you inhale, you want to feel that your hand rises up. Good. And on the exhale, you want the hand to sink and the breath to sink back towards the spine. So inhaling, and the breath comes all the way down here, lower Dantian, and the exhale sinks down towards the spine. Now, if you find yourself or you're working with somebody and the breath is only coming here, you've got the hand down here, but this is the part of the body that's rising up, that's okay. What you do is you take the hand up there, so that you can connect your awareness with where the breath is going. Inhale and exhale the same. And once you can feel a connection between your mind and where the breath is going, take the hand and move it down a little bit further. Now try to bring your breath down here. So when you inhale, you'll feel that hand rising up. Exhale, it's sinking back. Once that's comfortable and you're connected, so your mind is directing the breath and you can feel that there's a coordination between your breath and your body rising up with the inhale, move it down a little bit lower. Take as long as you need at each stop, until you feel like you can fully get your breath to go into that area. A lot of times it's just the muscles that are too tight. You're not used to breathing that deeply. Sometimes there's emotional blockage. Whatever it is, it's okay. You just take your time until you can get the breath to go where you're directing it. Now he's doing a terrific job, so we're going to move it all the way down to lower Dantian, below the navel. It's one way to make sure, too, that you don't fall asleep. So if you can feel your hand going up, that's one more piece of awareness for your mind to pay attention to, because it's very important that the mind directs the breath to come down here. And then you just want to let it sink down on the exhale. Because where the mind goes, the energy follows. So the breath is coming in, but qi is coming in as he breathes. Lower Dantian is the place in the body where we manufacture qi. So we need for breath to get this low. We need for awareness to come this low. So you can see that his whole lower abdomen is coming right up when he breathes. Now if you're working with somebody and they're tight because they're not used to breathing this deep, just the gentle pressure on the shoulders helps to relax them.
So as they're exhaling, you might just put a just gentle pressure. We're not pushing very hard. Now that he's getting breath to come down here pretty easily, I want him to feel like when the breath comes in, it's full. And then when it leaves, it's full. Deci, tratați zona plămânilor, abdomenului inferior, inima care suferă și... Și apoi vindecăm depresia. Vindecăm tristețea. E așa de simplu? Nu, este simplu de explicat și greu de făcut. Este destul de complicat, de fapt, dar noi lucrăm, trebuie să știți aici, energetic, pe aparate. Suntem specializați. Lucrăm pe aparate numite RaioComp, care practică acupunctură digitală, printre altele. E o metodă de acupunctură digitală. Lucrăm cu aromaterapie, lucrăm cu aromataci, masaje de aromataci și cu acupunctură lichidă cu plante. Cum se simt pacienții la sfârșit? Să știți că revin la viață. Încet, încet, corpul energetic se reface, încep procesele de autovindecare și, cel mai important, ce credeți? Încep să zâmbească.